Volumul Nicolae Truță, inscripție pe coajă de mesteacă, n-a fost readus în atenția publicului în ziua în care maestrul ar fi împlinit 69 de ani. Consiliul Județean Olt, Asociația Culturală Nicolae Truță și Muzeul Județean i-au invitat pe cei care l-au iubit și l-au apreciat la relansarea unei cărți de referință din opera renumitului artist. Volumul este prefațat de profesorul Constantin Voinescu. Încercăm să ștergem colbul, să încercăm să ștergem praful, dacă s-o fi adunat vreun fir, peste amintirea care este foarte importantă, este o amintire foarte importantă pentru comunitatea din care noi facem parte și o amintire foarte dragă pentru indivizii care o compunem pentru și care dintre noi, parte dintre noi, ne regăsim astăzi aici. Încă o dată, salut prezența dumneavoastră, a fiecăruia după numele său, vă ziceam, autorități, prieteni, rude, familie, admiratori. Când Lenuța Truță mi-a încredințat manuscrisul, mai vast decât această carte a semnărilor lui Haie, am fost copleșit de reîntâlnirea cu complexitatea interioară a omului și a artistului, pe care credeam că am deslușit-o destul de bine la vremea locuită. Mulțumesc tuturor celor care au răspuns la chemare. Înseamnă că voi mai avea și altă dată curajul să-i mai chem la o altă lansare sau la expozițiile care vor mai veni, totuși. N-am să mă opresc aici. Cartea de astăzi este a șasea apariție după ce Nicolae Truță ne-a părăsit. În cei 8 ani care s-au scurs de când Nicolae Truță a plecat dintre noi, asociația care îi poartă numele a organizat mai multe evenimente de comemorare. Soția artistului și-a propus să scoată la lumină poeziile scrise de acesta. Spune că sunt versuri nepublicate vreodată adunate în 25 de caiete. În plus, intenționează să verniseze o expoziție cu toate lucrările maestrului la Muzeul de Artă din Craiova.